Fimoza este imposibilitatea decalotării glandului ca urmare a unui orificiu prepuțial îngust. Trebuie să facem diferența între fimoza adevărată și fimoza fiziologică. Fimoza adevărată presupune existența unui inel fibros prepuțial, modificat, dur, cicatricial, care face imposibilă decalotarea. Sau permite decalotarea în diverse proporții, dar avem o stricțiune clară a prepuțului. Fimoza congenitală nu este caracterizată de acest inel. Nu avem acest inel, orificiu prepuțial, fiind de un aspect asemănător restului tegumentului. Fimoza fiziologică este întâlnită la copilul până în 3 ani. La naștere, doar 5% din copii sunt decalotați. Au prepuțul decalotat. Restul copiilor au aderențe prepuțiale care îmi creează o fimoză fiziologică în diverse grade. Sunt situații în care orificiul prepuțial este atât de mic încât formează o balonizare în timpul micțiunii. În aceste cazuri, e adevărat, este indicat un tratament medicamentos. Cauzele fimozei, dacă vorbim despre fimoza congenitală, este clar că sunt aceste aderențe balanoprepuțiale, aderențe care reprezintă, de fapt, o cheratinizare incompletă a celor două foițe care ne interesează pe noi. Foița tegumentară a glandului și foița mucoasă internă a prepuțului. Aceste două foițe sunt fuzionate și creează falsa senzație de fimoză. Celelalte cauze, deci dacă vorbim despre cauzele fimozei patologice, da, sunt infecțiile, cele mai frecvente sunt infecțiile recurente, balanopostitele. Balanita reprezintă infecția glandului, postita infecția prepuțului, dar ele de obicei se asociază și sunt cuprinse în termenul de balanopostită. Infecțiile recurente înmodifică structura prepuțului. Dintr-un prepuț fin, elastic, avem un țesut dur, fibros, cicatricial, care predispune către fimoză și ulterior către alte infecții repetate cu modificări accentuate ale tegumentului prepuțial. Diagnosticul se pune de către medic, dar părinții trebuie să știe că este bine să nu umbli în zona prepuțială până la vârsta de un an. O ușoară toaletă cu o manevră fină, ușoară a prepuțului este permisă, da? Dar nu cu producerea leziunilor locale. Da? Ori trebuie să înțelegem că orice leziune a prepuțului se cicatrizează și îmi creează treptat inelul de, de fimoză cicatricial. De știut, ca și principiu, noi facem o decalotare pentru a preveni infecțiile. Fimoza care persistă, un inel de fimoză care persistă peste 3 ani, deja ne apropiem de o zonă patologică. Atunci când nu vedem, de exemplu, la 3 ani, nu vedem meatul urinar, adică pe unde face copilul pipi, înseamnă că există un inel de fimoză. În primul rând, când avem o problemă, se înroșește zona. Deci zona prepuțială, orificiu prepuțial, se înroșește și este dureros la atingerea părinților. Sunt situații în care infecția, inflamația respectivă se transformă într-o infecție adevărată, o balanopostită adevărată și începe să se exteriorizeze o substanță albicioasă inițial, după care verzuie purulentă, care este reprezentată de smegma. Atunci necesită tratament, deci obligatoriu tratament. Tratamentul chirurgical, spre exemplu, este într-un fel contraindicat până în 3 ani.
până în 3 ani, când poți să rezolvi și anumite situații deosebite care până acum câțiva ani se rezolvau numai chirurgical cu tratamentul topic cu corticosteroizi. Și rezultatul este foarte bun. Vorbim de 90% șanse de reușită. E adevărat, după 3 ani, acest procent scade progresiv, ajungând la vârsta adultă să avem, să se întoarcă raportul, doar 10% să meargă cu tratamentul topic corticosteroid. Tratamentul corticosteroid trebuie folosit până la rezolvarea problemei. Deci el trebuie să fie de o durată suficient de mare ca să permită eliminarea acelui inel de fimoză. Tratamentul corticosteroid face o atrofie a acelui tegument de care vorbeam, acelui orificiu cicatricial, îl atrofiază și atunci crește elasticitatea. E o piele fină, revenim la pielea de bebeluși, o piele fină care poate fi manevrată fără să producem leziuni suplimentare. O greșeală des întâlnită este, avem un rezultat bun, ne-am oprit cu tratamentul, dar nu trebuie să ne oprim cu toaletarea la băiță. Noi dacă menținem această distensie mecanică ulterior după tratament cu corticosteroid, această zonă nu se mai strânge la loc, nu mai revenim la fimoză. Dacă două săptămâni nu avem niciun rezultat, noi nu avansăm cu inelul de fimoză, nu se dilată, vedem că se înroșește, avem reacții locale, întrerupem tratamentul și singura alternativă este tratamentul chirurgical. În primul rând trebuie să vorbim și de tratamentul chirurgical, se face sub anestezie totală. Copilul nu trebuie să simtă durere în zona respectivă pentru că poate fi traumatizat ulterior. Tratamentul chirurgical constă în două metode principale. Depridarea dorsală tip Duhamel, care reprezintă incizia longitudinală a inelului cu sutura transversală a acestui. Și circumcizia, desigur. Acum, în funcție de gravitatea inelului de fimoză, de cât de strâns este, de cât de mult țesut cicatricial este prezent, chirurgul alege una din cele două metode. Debridarea dorsală care se face poate este mai puțin traumatizantă pentru că este doar o incizie cu câteva fire față de circumcizie care înseamnă tăierea de jur împrejur, eliminarea întregului prepuț și sutura celor două foițe tegumentare cu fire separate. Complicațiile fimozei sunt date în general de infecții, deci fimoza are ca și cauză infecția, dar fimoza îmi dă și ea la rândul infecții. Pentru că noi nu putem să toaletăm cum trebuie zona respectivă, se acumulează smegma, care smegma e adevărat, este în anumite limite, este o substanță antiseptică. Dar atunci când există un contact bacterian infecțios, ea devine mediu de cultură și ne complică situația. Smegma se întâlnește atât la băieți cât și la fetițe, da? Numai că și rolul ei principal este de lubrifiere, atât. O altă complicație este parafimoza. Parafimoza care, desigur, e și ea la rândul ei o boală, dar cauza parafimozei este fimoza. O decalotare forțată peste gland în prezența unui inel de fimoză mă duce către imposibilitatea recalotării. Eu nu mai pot să trag pilicica înapoi și atunci copilul rămâne decalotat, ceea ce implică anumite modificări patologice la nivelul prepuțului și glandului. Un inel de fimoză la nivel penian îmi blochează circulația de întoarcere venoasă, ceea ce înseamnă că am un edem important al țesuturilor distale de acest inel,
sunt situații grave care pot duce către autoamputarea glandului. Deci pierdem structuri nobile, să zic așa.